Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au ridicat construcții sub formă de piramidă. Mormintele faraonilor din Egiptul antic aveau formă de piramidă. La intrarea în Muzeul Louvre din Paris, puteți găsi o piramidă modernă construită în 1989 de către arhitectul Joe P. Dar, pentru că tot vorbim despre piramidă, care este definiția acestei figuri geometrice? Piramida este un corp cu o bază sub formă de poligon și fețe triunghiulare care se întâlnesc într-un punct. Spre exemplu, puteți observa o piramidă A, B, C, D, E, F, G. Și care sunt celelalte elemente ale piramidei? Triunghiurile cu vârful comun K. K, A, B, K, B, C, K, C, D, K, D, E, K, E, F, K, F, G, K, G, A se numesc fețele laterale ale piramidei. Punctul comun K al fețelor laterale se numește vârful piramidei. Dacă secționăm pe verticală piramida din punctul K în punctul H, atunci KH se numește înălțimea piramidei. Putem observa în această figură că înălțimea piramidei poate ajunge în planul bazei, dar în exteriorul poligonului de la bază. O piramidă ce are ca bază un triunghi se numește piramidă triunghiulară. Totuși, pentru că piramida triunghiulară are patru fețe triunghiuri și fiecare față poate fi considerată o bază, acest tip de piramidă se mai numește tetraedru. O piramidă cu baza patrulater se numește patrulateră, o piramidă cu baza pentagon se numește pentagonală și tot așa. Dar când spunem că o piramidă este regulată? O piramidă este regulată când baza sa este un poligon regulat și proiecția vârfului său pe bază este centrul bazei, așa cum se poate observa în figură. Dar cum se calculează area totală și area laterală a unei piramide? În piramidele regulate, fețele laterale sunt triunghiuri isoscele congruente. Area totală a unei piramide este egală cu suma dintre area laterală și area bazei. Pentru a calcula area laterală a piramidei, SL, calculăm area fiecărei fețe laterale și apoi le adunăm. Prin urmare, avem area laterală egal area K1AB plus area K2BC plus area K3CD plus area K4DA. Pentru a calcula area totală a piramidei, ST, vom aduna area laterală, SL, cu area bazei, SB. Area totală egal area laterală plus area bazei egal area K1AB plus area K2BC plus area K3CD plus area K4DA plus area ABCD. În cazul unei piramide regulate, area laterală a acesteia este egală cu suma ariilor fețelor laterale care sunt triunghiuri isoscele congruente. Segmentul cu un capăt în vârful piramidei, perpendicular pe o latură a bazei, se numește apotema piramidei, aceasta fiind înălțimea unei fețe laterale a piramidei. Haideți să calculăm area laterală a unei piramide regulate hexagonale. Area laterală egal area KAB plus area KBC plus area KCD plus area KDE plus area KEF plus aria KFA egal 6 ori aria KAB. Perimetrul bazei egal 6 ori AB. Notăm lungimea apotemei cu A mic. Prin urmare, aria laterală egal 6 ori AB ori A supra 2 egal perimetrul bazei ori A supra 2. Pentru a afla aria totală a unei piramide regulate, este suficient să adaugi la aria laterală și aria poligonului regulat, care este baza piramidei. Aria totală egal aria bazei plus perimetrul bazei ori A supra 2. Cum calculăm volumul unei piramide? Putem să rezolvăm această problemă printr-un mic joc. Construim din carton o prismă și o piramidă, în așa fel încât acestea să aibă baze, triunghiuri congruente și înălțimi egale. Dacă umplem piramida de 3 ori cu făină și golim conținutul de făină într-o prismă, vom observa că prisma este plină. Această situație este adevărată, în general. Așadar, volumul unei piramide este egal cu 1 supra 3 din volumul unei prisme. Volumul V al unei piramide egal
area bazei ori înălțimea supra 3. Aceeași formulă se aplică și pentru volumul unei piramide cu baza poligon. Haideți să vedem un exemplu. În anul 3000 înainte de Hristos, egiptenii au construit piramida lui Cheops, care are baza sub forma unui pătrat cu latura de lungime 233 metri, munchia laterală de lungime 220 metri, înălțimea unei fețe de 186,62 metri și înălțimea piramidei de 146 metri. Să calculăm aria laterală a acestei piramide. Aria laterală se calculează după formula. Aria laterală egal perimetrul bazei ori apotema supra 2 egal 4 ori 233 ori 186,62 supra 2 egal 932 ori 186,62 supra 2 egal 86.964,92 metri pătrați. Haideți să calculăm acum volumul piramidei. Volumul piramidei se calculează pe baza formulei. Volumul egal aria bazei ori înălțimea supra 3 egal 233 la pătrat ori 146 supra 3 egal 2.642.064,66 metri cubi. Dacă v-a plăcut acest tutorial, vă așteptăm cu noi conținuturi din matematică și nu uitați, dați de știre colegilor și profesorilor voștri.